Îi mulțumim Maicii Starețe pentru că încă o dată cu dragoste părintească și căldură ne-a primit la Mănăstirea Bic pe toți și cu toții dinpreună să o pomenim pe Maica Marina dinpreună cu obștea în rugăciunile noastre și să ne rugăm Bunului Dumnezeu și Maicii sale preacurate să reverse harul său asupra mănăstirii și a stareței acesteia pentru dobândirea de sănătate și de bucurie sufletească. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rostim împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule, Mântuitorul nostru, care prin prorocul Tău, Natan, ai dărit lui David, cel ce s-a pocăit iertare pentru păcatele lui și ai primit rugăciunea lui Manase pentru pocăința lui. Însuși, Doamne, și pe robii Tăi acești pelerini care se căiesc de păcatele ce le-au făcut, primește-i cu știuta Ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate cele făcute de dânsii, cel ce ești nedreptățile și treci peste fără de legi, căci Tu ai zis, Doamne, cu vrere nu vezi moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Și de 70 de ori, cât de 7 se iertă păcatele, pentru că după cum slava Ta este neasemănată, așa mila Ta nemăsurată, că Te vei căuta la fără de legi, cine va putea suferi, că Tu ești Dumnezeu celor ce se pocăiesc, e slavă, lăsăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rostim împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine îi păvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule, Mântuitorul nostru,
care prin prorocul tău Natan ai dorit lui David, cel ce s-a pocăit iertare pentru păcatul lui și ai primit rugăciunea lui Manase pentru pocăința lui. Însuși, Doamne, și pe robii de acești pelerini care se căiesc de păcatele ce le-au făcut, primește-i cu știuta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate cele făcute de dânsii. Cel ce ești nedreptățile și treci peste fără de lege. Calața de voi și cea fără de voie și de grav o ridică din patul durerii. Cel ce nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, îndură-te și miluiește pe roaba ta milostive, contenește-i boala, ușurează-i suferința și toată necutința, încetează-i răceala, potolește-i fierbințeala, tinde mâna ta cea tare și o ridică din patul durerii, precum arecând pe fica lui Iair și sănătoasă o arată. Cel ce cu atingerea ta ai vindecat pe soacra lui Petru, fiind cuprinsă de friguri, și acum, Mântuitorule, pe roaba ta, Maica Stareță Marina, vindecă-o de grab, dându-i sănătate sufletului și trupului. Cel ce ai primit lacrimile lui Ezechia și ale lui Manase, pocăința inimii vitenilor și mărturisirea lui David, și de grab i-ai miluit, miluiește și primește rugăciunea noastră, ce se aduce ție cu umilință întru tot bunul împărate, și ca un îndurat, miluiește pe roaba ta, Maica Stareță Marina, dăruindu-i ei sănătate, pace, liniște, lungime de zile, într-o mulți fericiți și binecuvântați ani. Cu lacrimi ne rugăm ție, izvorule al vieții și al nemuririi, auzi-ne și de grab ne miluiește, că Tu ești izvorul tămăduirilor, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecii.